gașca lui Theo Rose și Omar fac show 100% live în platoul Showbiz Report. Cele mai tari refrene, voie bună și atmosferă de nota 10 imediat. În această seară ne distrăm împreună alături de artiștii care au rupt topurile. Rămâneți cu noi! Dragilor, nu degeaba am spus că mi-am pus tocurile, sunt pregătită să dansez. Dacă am început emisiunea așa pe un dans pe muzică populară, continui cu o gașcă frumoasă care a venit în această seară la noi. Ne vizitează Theo Rose, Omar, Alexandra și Bogdan. Bună seara, dragilor! Bună seara, tot muzică populară și noi, să știi. Da? Tot mai populară, asta, mă țineți? Vreau să pup și eu pe Cristina Șișcanu. Să-i spun că mi-a fost dor de ea. Te pup pe Cristina. Să trăiești, ești frumoasă, da, ești și mai frumoasă. Da? Te pupă, bună, bună seara, dragii noștri, ce pune ce gașcă tare. Mamă, ce mare bună, Theo. Mare adunare. Ce faci? Bine, am venit cu prieteni. Mi se pare normal. E o atmosferă de prieteni. Uite, da. Cu Omar ne-am salutat și mai devreme. Ne bucurăm foarte mult că sunteți aici. Și aș vrea să începem așa o încălzire scurtă de glezne, să cântăm ceva împreună. Ce cântăm? Direct la cântare? Da, direct, să vedem așa ceva de încălzire. Hai că Andrei vrea să facem un joc de glezne. Hai că cântăm una bună, care v-a plăcut și vouă când am venit cu telestrabanele să aici. Îi salutăm pe toți frații noștri. Hai să auzim și noi clăpița asta de la sol. O să rugăm să auzim clapa și pe aici. Și Jamilia, Jamilia, ne facem toate ca la carte. Am să-i dau cifra, dar nu mă pot controla. Sunt nebun după ea. Jamilia, 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 ne facem toate ca la carte. Am să-i dau cifra, nu mă pot controla. Sunt nebun după ea. Jamilia, Jamilia, mi s-a pus părta. Sau nu trebuie să confirmați? A fost mai mult decât juriul. Da, noi suntem juriul. Ozana, păi Barabancea. Facem așa, ne pregătim să luăm o scurtă pauză. Juriul rămâne pe poziții, avem multe de observat și notele le dăm la final pentru că mai aveți de stat alături de noi. Și vreau să vă întrebăm și de cum a luat nașterea această gașcă frumoasă de prieteni. Da, evident, suntem deja bătrâni. Câte concerte am avut împreună? 25. Fiți atenți, da. Vă zicem după, da? Da? Avem provocări după pauză. Hai să ieșim pe ritmul de muzică. Ceva frumos. Hai. Ceva și pe pauză. Da. Ăla e pianul. La 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 la. Theo, Alexandra, Omar și Vlad. Felicitări! Bravo, 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 bravo! Mulțumim. Sună foarte frumos! Măi, cu oameni buni, cum v-ați adunat voi așa și v-ați gândit să faceți... Ia zi, Alexandra! Ia zi, Alexandra! Ești capul, ia e capul ele! Eram într-o zi la studio la noi, la Big Up Music, eram cu Vlad și m-am uitat așa la el. Nu știu ce mi-a venit bine atunci. Că de obicei nu prea se uită la el. El nu a mai fi așa, știți? A fost ziua ta norocoasă, Vlad! Și i-am zis, băi, Vlad, cum ar fi să ne facem noi o emisiune pe Instagram? Să cântăm noi în fiecare săptămână, să fie ceva... Ca o pastiluță, mișto, pentru că noi
tot ce-mi lipsă în momentul ăsta, de cântări, de chestii de genul ăsta. Și în fiecare săptămână ne-am tot întâlnit cu prieteni de-ai noștri și la un moment dat ne-am întâlnit și cu Omar. Și Omar i-a plăcut foarte mult și am început să ținem legătura și ne tot întâlnim așa să cântăm, că e foarte frumos. Și oamenii chiar au reacționat. Am primit sute de mesaje cu toții, adică e ce în stilul ăsta face și Pepe, din câte știu. Da, vreau să fac o remarcă la emisiunea Alessandrei de pe Instagram. Teo tot așa cu recuzita era cum e și la voi aici, s-a dus, ați văzut, nu? Da, eu mai aduce un pahar cu apă, aduce un șervețel. Nu mai este treaba, nu mai cântam prin casă, prin așa, da. Da. Ea cânta, mânca, era, oricum ea e prezentă, ea e coprezentator, a ajuns să fie coprezentator. Da, talentul, valoarea, tot are piese, în fiecare săptămână are o piesă nouă. Păi eu, deci când mi-o zice așa, eu nu știu dacă e de bine. E de bine. Deci, nu, dacă n-avem, într-o săptămână nu avem invitată pe Teo, parcă eu, nu sunt că vin la așa pe report. Eu nu o să mai vin, eu dacă nu vin săptămână, eu nu mai vin. Eu nu mai vin la emisiune, așa că ai grijă. Vin, că vreau să ții și salariu, așa fac. Ia, vreau să vă întreb ceva. Aveți vreo populară care a ieșit din mâna voastră? Da, ia uite, ia fii atent, ia de do major. Ia, do major. Șapte vai și-o vale adâncă, șapte vai și-o vale adâncă, da unică două de pai și lupi mă mănâncă, da unică două de pai și lupi mă mănâncă mai, da unică două de pai și lupi mă mănâncă, da unică două de pai și lupi mă. Ne mănâncă lupii, ne mănâncă lupii, bravo. Eu mai vreau să-i mamă, și-mi place da. cum pe voci tot, da, super. Dar sunteți foarte pac-pac imediat să le de fapt asta e provocarea pentru noi, să ne armonizăm, știi? Să vă armonizați, practic. E super mișto și învățăm mult unii de la alții, e, nu vrei să știi, foarte, foarte corect mișto. Și piesele astea cântate, să încerci să-l auzi și pe celălalt de lângă tine, să-l las, să ai volum, sunt foarte, foarte bune. Pentru, da, pentru ce urmează. Astea de joc, măi Andrei, de distracție, de voie bună. De clubăreală, da. Exact, de clubăreală. Mai e așa încă ceva așa pe voie bună? Mai așa, fii atent, vrei o manea? Da. A fost bijul la voi, nu? A fost bijul la noi, da. Lasă, mă gândeam, dar mi-era rușine, pot să vă zic. E, ți-e rușine, îți plac manele rău. Plac manelele. Toată ziua dansezi. Ca la urmă. Hai să cântăm și noi un do major de la frate nostru, Vladi Coma, da? Da. Vladia noastră. Hai o fustă cărată, creată, haide cu mine în verdeață. Verdeața să fie moale, de gură să curcă pale. Azi era Madame Saliba, tu te vin o mare place la Madame Saliba. Mai mișto, mai mișto la Madame Saliba, tu te vin o mare place la Madame Saliba. Hai la taia, focul, 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 ai aprins în mine focul, 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 focul. Vino cu amă, cață-ți potul, focul, 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 ai aprins în mine focul, 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 focul. Ai o fustă creață, creață, haide cu mine în verdeață. La verdeața să fie moale, din gură să curgă mai. Era Madame Saliba, tu te vin o mai încoace. Era Madame Saliba, tu te vin o mai încoace. Era Madame Saliba, tu te vin o mai încoace. Bine! Da, foarte frumos! Fiți atent acum, proba supremă de prietenie. Aolo. Are Teo o piesă cu Bogdan de la Ploiești, care mi-e place foarte mult piesa și sună foarte bine și știu că e foarte apreciată în momentul ăsta. Puteți să o cântați? O da, normal, ia. Da. Da. Fără tine, ta-na, nena, ta-na. Ia să vă văd. Ce fetele le-ai zis, da? Fără tine m-am învățat că doare dragostea, fără tine nu pot să mă duc. Fără tine, întoarce-te la mine. Nu pot fără tine, întoarce-te la mine. Nu pot fără tine, întoarce-te la mine. Nu pot fără tine, întoarce-te la mine. Bogdan de la Ploiești. Aș vrea, dragilor, așa, să vă provocăm și să ne cântați într-un stil la care nu ne-am așteptat sub nicio formă. Ceva așa, să ne luați brr. Prin învăluire. Ceva rock. Facem brr. Știți piesa lui Bogdan de la Ploiești? Brr, aia, brr, mama mea a pus ăstea să-i fac să-i trăiesc, așa și așa? Nu. Dar rock știți? M-a ajutat dacă știai. Da? Am făcut o variantă altfel.
Nu știu! Ai credere, Andreea! Auzi, dar poți să cânti varianta originală. Ia cântă tu varianta originală, refrenul, să-l auzim după aia, cum l-ai făcut. Păi, dar... mama mea a pus ăsta să-i dea, să-i dau așa, păi cum? Așa, hai, da, nu știi piesa asta? A fost unul trending, fii atent, da? Cum am făcut-o noi. Hai, dă-i! Exact, rock and roll. Da, rock and roll. Da, baba. Ia. Ia, mă, frate, zi. I was for the moment, I was doing for the show. Hey, 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 ce-i place. Vrei să zic, știu una cu gospodina. Ia. Făcută de Alex, unchiul Alex, te-l pupăm. Unchiul Alex. Ia de el la mea. Hai, gospodina. Hai cu brunete, că urmează o brunete în emisiune, o vedem acolo, nu? Ia. Ia. A, doi, trei și... Mamă, că tu pe mine pe brunetă, că vorbește ea lumea aia de... Omar, îi plac foarte mult manelele, e clar. Dar da un habibi de ăla de-al tău adevărat, o piesă tare de tot. Nu, dar acum m-am întors din Dubai și vreau să rămân așa cu gândul acolo. Ai fost în Dubai? Da, normal. Da. Foarte bine. S-a și întors. Nu mă duc eu în Dubai să duce, da. Eu clar aș da. Dar eu ce am, domne? Ce țări asta, frate? Zici că începem mulți ani trăiască. Care a făcut, nu știu, sau ceva bine care s-a întâmplat în această pandemie, este această întâlnire a artiștilor de toate genurile. Colaborări de toate genurile. Pe mine personal mă bucură foarte mult lucrul ăsta, că văd artiști diversi care cântă muzică total diferită și sunt împreună și văd în fiecare zi aici și vedem împreună tot felul de colaborări care poate înainte de pandemie nu ne-am fi gândit niciodată că s-ar fi putut realiza. Și iată, acum cântăm împreună cu toții orice fel de muzică și nu ne mi se mai pare nimic, absolut nimic ciudat. Evident, mai ales că a păstrat și Snoop Dogg, nu? Da. Da, sigur, mă, e fratele nostru. Pandemia, uite că ne-a și unit. Ne-a și unit, da. Adică trebuie să vedem și noi partea bună a lucrurilor. Trebuie să vedem, pentru că peste tot pe planeta asta colaborări se fac în toate, cu toate stilurile muzicale și cu toată lumea. La noi era un pic mai ciudat. Da. Ei, iată că artiștii s-au deschis. Au mai căzut din prejudecăți. Bravo. Veți continua în această formulă? Da, sigur. Pe YouTube, pe Instagram, la Alexandra, la Vlad, la mine, ne găsiți tot timpul. La Omar, nu mai zic, Omar e și pe TikTok șef acolo, rupe orice piesă. Deci, pe TikTok, da. Sâmbătă de sâmbătă vă vedem la Alexandra. Duminica. Da? Duminica. Duminica, da. La Alexandra. Da, eu vreau mai devreme. Cineva pe Mihai la tatu, cineva mai? Așa.
Da. Bun, ce să vă zic? Vă mulțumim foarte mult, ați fost foarte drăguți în această seară. Mulțumim. Foarte frumos colajul. Se vede că sunteți artiști buni, care cântați de foarte mulțumim, mult timp. Mulțumim. Și vă felicităm. L-aș întreba și eu pe Omar cu cine a petrecut sărbătorile, că da, nu l-am mai văzut de ceva timp. Cu fratele meu, la el, la clasă. Așteptam și noi bomba aia. Dacă aveam combinație, nu ziceam, îți dai seama. Iubinu. Eu am venit să cânt cu frații mei acum. Am înțeles, am înțeles. Lasă că mai întrebăm noi pe 14 februarie. Lasă că nu scap. Nu scap, noi suntem perseverenți. Poate scap de voi, dar de Oana niciodată. Auzi că de tine nu scapă niciodată. De tine Oana nu scapă, aia e. Scap de unul, dai de altul, așa e la noi. Corect, să corect. Scap de dracu, dai de măsa, zi așa. Dar Oana, acum s-a prins că despre ea era vorba. Dar despre tine era vorba, da. Oana. A zis o marcă, nu scapă. De voi scap cum scap, dar de Oana nu scap niciodată. Așa, vă mulțumim, dragilor, vă dorim o seară minunată și vă mulțumim pentru tot ce ați făcut. Bravo!